În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Epoca în care trăim este o epocă în care domină și dictează chiar spiritul așa zis științific. Domnule, și dictează pentru că acest spirit a devenit, încearcă să se ocupe un loc absolut în conștiința noastră și în știință trebuie să avem încredere, pentru că știința demonstrează. Știința se bazează pe argumente și pe experimente, nu pe vorbe. Așa se spune. Și într-o oarecare măsură este adevărat. Într-o oarecare măsură, pentru că știința poate să reflecte o anumită parte a realității și care nu este neapărat cea mai importantă parte a realității. Este importantă pentru lumea de aici, pentru viața noastră în spațiul material și în lumea vizibilă, sensibilă. Dar omul este mult mai bogat decât animalul. Animalul este mulțumit cu ce îi oferă aici, în lumea sensibilă. Dacă are confort, mâncare, băutură, evident. Dacă se poate mulți, dacă nu este în primejdie, el este foarte mulțumit. Și nu-i trebuie mai mult. Atunci când ajungem însă în mari crize, și mai ales atunci când ajungem pe patul de moarte, ne dăm seama că există o dimensiune mult mai importantă decât cea a concretului. Și ca atare că știința pe care am dobândit-o, într-o mai mică sau mai mare măsură, în care am avut încredere, nu ne mai este de niciun folos acolo, în momentele de mari cumpăn ale vieții noastre, și mai ales pe patul de moarte. Acolo e nevoie de o altă înțelegere a realității, ca să putem cu adevărat să ne pregătim pentru ceea ce va să vină. Aceasta, să spunem, este o înțelegere simbolică a realității, dar aceasta nu înseamnă că acea realitate simbolică nu există în concret, ci doar că pur și simplu este altceva, ea trebuie abordată mereu din punct de vedere științific, cercetată, pusă sub lupa științei. Acea realitate simbolică este mult mai profundă decât cea a concretului, pentru că ea este cea care ține de veșnicie. Atunci când observăm astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, dacă încercăm să căutăm mărturii științifice despre existența lui, o să găsim extrem de puține. E adevărat, este ceva foarte important. Sfintele sale moaște de la Bari, care s-au păstrat destul de bine, nu neapărat în sensul acesta al neputreziciunii, cum ne-am așteptat noi, cum este la unii sfinți, cum a fost la Sfântul Nectare sau Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, ci în sensul, pur și simplu s-au păstrat oasele sale, pornind de aceste oase pe care Sfânta Tradiție a locului și a noastră a bisericii le consideră că sunt moașele Sfântul Nicolae, au încercat niște artiști plastici și legiști, medici legiști, să reconstituie chipul lui. Și, într-adevăr, chipul lui seamănă foarte mult cu ce știm noi în icoană. Dar, afară de această mărturie, nu avem alte mărturii în știință. Dacă vrem un om de știință acum, istoric, sau om de știință care vrea să nu aibă încredere decât în știință, o să spună, care sunt Nicolae? Nu există. Arătați-mi documente. Arătați-mi documentele la Sinodul I Ecumenic, pe care știm că a existat, unde știm că a fost arie, unde știm că a fost lupta pentru învățătura despre deoființimea Fiului cu Tatăl, arătați-mi documente în care să se demonstreze că Sfântul Nicolae a fost prezent acolo. Tot ceea ce știm noi se bazează pe Sfânta Tradiție și pe istoria Bisericii, pe istoria Sfântă. Dar e foarte important ceea ce știm noi. E foarte important pentru că
ceea ce știința nu poate demonstra și nu poate niciodată înțelege omul de știință, acela rațional aspru, nenuanțat, acela rațional nu neapărat până la capăt, ci care este plafonat de fapt spiritual, nu va putea înțelege niciodată cum de un sfânt despre care nu avem dovești științifice, un astfel de sfânt lucrează și face minuni în viața noastră și în vieții noastre. Și face minuni. Permanent face minuni. Este unul dintre sfinții cei mai iubiți de către creștini, nu pentru învățătura sa. Eu nici nu cred că pentru palma sau bătea ce a fost dată lui Arie, încă era cu Arie, ecumenic, întâi, ci pentru minunile pe care le simțim fiecare dintre noi. Și aceste minuni sunt foarte importante nu numai pentru că ne ajută aici, în lumea aceasta. Și astea sunt importante. Ci mai ales pentru că ne întăresc încrederea că în veșnicie există cineva și ceva care ne iubește. Acest cineva care ne iubește este Dumnezeu. Care ne iubește prin Sfinții Săi. Și prin Sfinții Săi. Minunat este Dumnezeu într-un Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel, se spune într-un psalm. Un verset pe care tot repetăm în anumite momente la slujba de mormântare. Este minunat Dumnezeu într-un Sfinții Săi. Sfinții lui Dumnezeu și Sfântul Nicolae sunt asemenea îmbrăcăminții lui Hristos. Să mă explic. Există un text în Sfântul Evanghelist Matei unde spune că credincioșii erau mulțumiți să se atingă doar de marginea veșnicilor lui Dumnezeu, de vindecau. Și știm aceasta de la femeia cu scurgerea de sânge. E, în veșnicia asta sunt sfinții. Sunt marginea lui Dumnezeu. Sunt marginea lui Dumnezeu spre care, prin care, noi avem legătură cu adevărat cu Dumnezeu. Sfântul Nicolae sunt convins că este cel mai iubit tocmai pentru că oamenii au simțit această putere iubitoare a lui Dumnezeu prin mijlocirea sa. Pentru că, vedeți, există multe feluri de sfinți. Există sfinți mărturisitori, există sfinți doctor fără de argint, există sfinți cuvioși, există sfinți mucenici, bineînțeles, sfinți ierarhi, multe feluri de sfinți. Sunt multe feluri de sfinți. Și toate aceste feluri de sfinți au fiecare locul lor în preajma Dumnezeu. În casa Tatălui meu, multe locașe sunt. Atunci însă, dintre aceștia, unul a trecut peste multe veacuri. Bineînțeles că și Sfântul Gheorghe, și Sfântul Dimitrie, dar unul în mod special, Sfântul Nicolae. De ce? Tocmai pentru această dragoste pe care El a arătat-o pentru oameni. Revenind, nu avem mărturii științifice despre existența istorică a Sfântului Nicolae. Nu mă interesează, în afară de Sfântul Isare Moaște, care sunt o mărturie vie pentru cel care vrea să creadă, cel care vrea să creadă și pe aceea le va contesta. Însă avem mărturii despre minunile pe care Sfântul Nicolae le-a făcut încă în viață fiind, și le-a făcut de atunci până acum neîncetat și le face și acum neîncetat. Iarăși, cel care nu vrea să creadă, le va pune la îndoială. Dar dacă va stări în această îndoială, cel care nu vrea să creadă, în momentul în care va ajunge în preajma morții, se va vedea gol de orice și lipsit de orice ajutor, pentru că doar îndoiala va stăpânde sufletul lui. Însă noi, în măsura în care credem, înțelegem că există ceva mai mult decât așa zisă știință. Pentru sufletul nostru există ceva mult mai mult, care este credința, care este înțelegerea aceasta profundă a lumii. În această înțelegere profundă a lumii avem nevoie de Sfântul Nicolae. Avem nevoie și de Sfântul Dumnezeu și avem nevoie de Sfântul Nicolae. Pentru că în această înțelegere profundă a lumii nu este suficient doar că știu de Dumnezeu, da, ci este mult mai bogată. Lumea din Împărăția Cerului este mult mai bogată. Și în această bogăție, Sfinții și-au locul lor deosebit. Dacă veți citi, și o să citiți, și nu mai citiți cartea Apocalipsei și altceva decât capitolul 13.
veți vedea acolo templul Dumnezeu împodobit. Și știm că această împodobire, pentru cartea Apocalipsei, o carte profetică și se înțelege simbolică, pietrele prețioase din templul Dumnezeu sunt sfinții. De aceea, mai multe date nu voi spun despre Sfântul Nicolae, decât că a trăit undeva în timpul sinodului dintre ecumenic, a apărat dreapta credință, a apărat dreapta credință împotriva lui Arie și împotriva arianismului, care era foarte puternic în momentul respectiv, și a apărat a lui, episcopia lui, Miralichie European, nu cred că era o episcopie foarte mare. I-a apărat pe cei aflați în nevoi, cum a fost cu fetele acelea, i-a apărat pe cei nedreptățiți și nu numai în timpul vieții, ci și după ce a murit, pentru că moartea Sfântului nu este moarte, ci este mutarea Domnului. Și este mutarea din slava aceasta, aici unde a trăit cât a putut în slavă lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii n-au văzut-o, chiar dacă oamenii l-au certat, chiar dacă împăratul Constantin, el însuși sfânt, i-a luat însemnele arhierești pentru că n-a văzut slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a redat aceste însemne arhierești, s-a mutat din slava lumii acestea, din slava lui Dumnezeu în lumea aceasta, care este o slavă diafană, în lumina aceea tot puternică și a tot cuprinzătoare și a tot bună din împărăția celor. Și de acolo luminează pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre cei care încercăm, se cere mijlocirea. Amin.